Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt puțin despre dresajul albinelor la apă, fiindcă probabil mulți ați spus hrănitoare, adăpătoare pentru apă și albina probabil le ocolește. Eu aici am făcut crema de păstură din care prepar turtele, mai prepar din această cremă turte. Și cu boșcna rezultată de aici, rămășițele din păstură, fac dresajul albinelor. Iată, eu aici am adăpătorul de apă. E de vreo câțiva ani de când îl am. Și astfel fac dresajul albinelor la acest adăpător de apă. Iată. Vor veni la acest boștină rămasă în urma strecurării păsturii. Iată, aici am strecurătoarea. Vor veni și astfel se vor învăța aici că au apă. Iată, o parte din albine stau la apă și o parte stau pe vin și sug această boștină ce a rămas. Cam în asta constă dresajul, deci dacă nu vin albinuțile la apă, puteți folosi anumite, să zic așa, trucuri ca să aduceți albina la apă. Acum, o mare parte a albinei va ști că aici are apă, o parte va ști că are miere și astfel vor veni tot mai multe aici și vor descoperi acest adăpător de apă. Albina zboară foarte frumos. E o zi călduroasă. De acum așteptăm să înmugurească salcia și să aducă polen, fiindcă am văzut că putem da sirop fără nicio problemă și mai am ce să vă arăt probabil mâine cum dau turtele, fiindcă m-am cam săturat de pungi și o să vedeți cum o să dau și turtele. Până data viitoare, numai bine!